Am revenit la jurnal de ținutul și opozantul lui Putin, Alexei Navalnăi, le face viața un calvar gardienilor din închisoare. Acesta are cereri din ce în ce mai greu de îndeplinit. Pe lista de dorințe a lui Navalnăi se află o sticlă de alcool, o bala laică și un cangur. Aflat în arest într-o închisoare din Federația Rusă aflată la aproximativ 200 de kilometri de Moscova, Alexei Navalnăi a realizat o listă de cereri pe care acesta le are pentru administrația penitenciarului. Acesta este cel mai important lucru. Nu pot permite așa ceva. Potrivit regulamentului intern, un deținut are dreptul cu permisiunea administrației să aibă un animal de companie. În mod oficial am depus cererea să am un animal de companie, un cangur. Am fost refuzat deoarece un astfel de marsupial nu este acceptat în penitenciar. Voi continua să lupt pentru dreptul meu să am un cangur, a transmis echipa opozantului lui Vladimir Putin. Recent, Alexei Navalny a fost condamnat la 9 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de judecătorii din Moscova de fraudă. De asemenea, acesta este cercetat și pentru terorism, iar potrivit noilor legi votate de către Duma de Stat din Moscova, ar putea fi închis pentru încă 30 de ani. Alexei Navalny este cunoscut în Rusia pentru investigația sa în care a arătat populației ruse averile pe care Vladimir Putin le are în palatul său. În perioada în care a fost arestat, acesta a pierdut peste 8 kg în doar două săptămâni, iar reprezentanții săi au anunțat că, în mai multe ocazii, a fost otrăvit.